și să vorbim despre <coughs> trântitul ușilor. De ce trântesc clienții ușile la mașinile noastre? Cred că au ceva cu noi. Cred că în loc să ne înjure, trântesc ușile. Asta e un mod de a spune că nu sunt mulțumit sau e un mod de a spune du-te la măta sau ceva. Și un mod de a-și bate joc de munca noastră. Probabil că așa gândesc cei care cred că li se trântesc ușile. Pentru că acum câteva seri am dus-o pe o doamnă în adevăratul sens al cuvântului. Adică elegantă, manierată, educată, da? Și doamna eu a fost frică să trântească ușa și o închis numai așa un pic. Da? Și o rămas așa deschis. Și nu, no, s-o scuza, nu știu ce. Ați putea să o trântiți mai tare un pic, dar nu i de porțelan. <laughs> a, ah, scuze, nu știu ce, s-o scuzat au zis uh, știți uh, am mai fost în al șoferi mi-au vorbit urât din cauza că am trântit ușa așa de atunci uh, uh, mi-e frică să nu trântesc ușa <laughs> da, săraca doamnă era frică că o certat -o ceva coleg eu zic că cu probleme. Din ce moment spui cuiva chestia asta, eu nu știu cum poți să spui așa ceva. Deci omul trântește ușa de obicei din greșeală. Bine este că te unul poate, că cine știe ce ai greșit tu și ai spus sau asta nia și omul ți-o trântit ușa, normal nu te-o la bătaie, ți-o trântit ușa. Nu te-o scuipat, nu o vomat în mașină, nu s-o căcat în mașină și așa mai departe. Că e, sunt multe posibilități, să știi. Ți-o trântit ușa și dacă strântește ușa, ce poate să întâmple cu o chestie asta, să zic, că strică cineva ușa? Ce ar putea să întâmple, să zicem prin absurd că strântește ușa și sparge geamul sau ceva de genul ăsta. Să strică ușa, totul tot să rupe ușa în șapte. În cazul ăsta, clientul ar trebui să plătească, nu? Cu siguranță, că te duci la poliție, nu știu ce, dacă nu vrea să-ți plătească și cumva îți recuperezi paguba, că ai numele lui, ai tătătăt, nu? știu de ce să te mai stresez? A, poate te gândești că bine, dacă să trântește de mai multe ori ușa, până la urmă să strică balamalele alea. Eu îți garantez că dacă ție ți se strică ușa din cauza că îți deschid oamenii ușa și să o trântesc și să strică balamalele, 100% tu ți-ai scos mașina aia de multe ori. Deci banii pe mașină. Înțelegi? Ce cauza ar mai putea fi ca să te enervezi în așa fel încât să vorbești urât cu oamenii că de ce strântesc ușa? Eu cred că cea mai bună cauză ar fi ca ai probleme cu capul. Eu v-am spus, eu recunosc că de multe ori am probleme cu capul, dar și cine are probleme adevărate cu capul trebuie să recunoască. Nu e normal să-i spui cuiva să-l iei la... să-l cerți că de ce ți-o trântiție ușa. Când de fapt o fost din greșeală. Sunt probleme cu capul. Spun sincer. Mie îmi place adevărul și o spun în fața adevărului. Ăsta este. Ai probleme cu capul și trebuie să te tratezi. Dar cel mai probabil nu neaparat că ești nebun sau ceva. Probabil că ai probleme din copilărie nerezolvate. Gen, cum am mai povestit cu unii oameni care și-or da seama că are, are, probleme din copilărie, că atunci când au fost copii erau bajocoriți, era un josis de alți copii, își băteau joc de ei și acum, dacă cumva a lor li se strică ceva, li se zgâri un pic ceva, imediat sar în sus și, băi, de ce mi-ai zgâriat ăsta, păi, dar tu-ți joc de mine. Oarecum, ei au trauma asta din copilărie netratată. Și din cauza asta îi zbugnesc. Repede, ăsta e un sistem de apărare. Ei ca și cum ar vrea să apere că cineva își, bat, își bate joc de ei. de fapt, intenția nu e asta. Deci nu e, eu spun, cu toată sinceritatea vă spun, asta este o problemă care se poate rezolva vizualizând tot ce ți s-a întâmplat în trecut și atunci când își bătea joc de tine copiii sau părinții sau eu știu eu cine și bătea joc de tine și crezi că își bătea joc de tine, amintirile alea nu dispar până nu le înțelegi. Și ca să le înțelegi, trebuie să meditezi, adică să stai singur, da? seara sau să ai liniște și să-ți dai seama, să te duci înapoi în timp, cum, cumva și să vizualizezi tot ce s-a întâmplat și să-ți dai seama că tu de fapt erai un copil și nu înțelegeai ce se întâmplă, nu, nu știai care-i treaba și asta era realitatea. Deci, nu puteai să ripostezi, poate, dacă, de exemplu, ai fost bătut. Tu n-ai avut ce să faci, n-ai avut putere să ripostezi, să-i bați pe părinții tăi, să zic. N-ai putut și atunci a trebuie să suferi. Ai avut o reacție naturală a creierului, se numește freeze, îngheț. Adică stai înghețat de frică. Că nu ai ce face. Pentru că părintele, bineînțeles, un copil, se gândește că părintele ar trebui să-l ajute tot timpul. Și când un părinte te bate, intră frica în tine. Nu te teme. Eu am fost bătut. Eu știu ce -i. Și cred că majoritatea din câți cunosc eu, cam toți au fost bătuți. Și toți au problemele astea și eu le văd acum. Sunt unii care or acceptat să își rezolve problemele, unii ori observat ei, la unii le-am spus eu, la unii care le-am spus eu, nu au vrut să accepte ceea ce le spun, adică oarecum eu vorbesc aiurea, sau nu vor, li frică să meargă acolo, să își revizualizeze traumele și să și le rezolve și atunci asta este. Rămân așa cu traumele alea și se enervează când cineva din greșeală scapă un pic ușa, poate o bătu vânt un pic, știi? Paf! Și se trântește ușa un pic. Of, oh, pe păi vrei să-mi zba joc de mine, îmi strici ușa, ce e asta? Știi cum zic? de fapt, omul sărac, cine știe ce probleme are, nu s-a gândit el să fie atent, să nu strântească ție ușa. Faza asta e oarecum și eu nu te lasă să te poți pune în pielea acelui om la care tu strigi. Nu ai empatie suficientă ca să îți dai seama că stai mă un pic, că și eu aș putea să pățesc situația asta și să mi se trântească ușa fără să vreau și cineva să mă ia pe mine la rost. Bă, -e drept până la urmă, că cel mai bine ar fi să pui întrebare dacă crezi tu că ți-o trântit ușa, dacă ai văzut tu că ți trântește ușa, cel mai bine probabil ar, ar, trebui să pui o întrebare de genul uh, scuzați-mă, sunteți nervos sau ceva, aveți probabil aveți o zi proastă sau dacă tu ai văzut că ți-o trântit ușa în, când o intrat în mașină așa nervos vă pot ajuta cu ceva și o să vezi că se schimbă situația, o să-și ceară iertare cu, își dă seama că de fapt o greșit și o să te umple de bani <laughs> normal așa ar trebui dar fi sigur că la omul care tu i-ai vorbit urât nu o să-ți lase niciun ciubuc, o să te înjure, poate, poate nu o să te înjure de față, dar nu o să-ți dorească binele oricum, pentru că de ce ai dorit binele unui om care vrea să strice ziua, pe lângă asta îți vei strica și tu ziua și vei avea foarte mult de pierdut. Bineînțeles că în capul tău Ușaia se va tot degrada și ușaia te vei gândi la balamalele poate și în timp ce dormi. Deci pe avea foarte, foarte multă bătaie de cap și griji pe niște balamale. Poate le vei spreia cu WD40 sau ceva. Doamne, nici probleme pot să aibă unii, mă. Da, mai unii au probleme mai mici, unii mai mari. Nu sunteți toți la fel. De aia eu le-am spus la mulți și vă spun tuturor. Aveți probleme de astea? Închiriați-vă mașină. Ca și mine, uitați. Eu am mașină închiriată, îmi trântește ușa, n-am nicio problemă, nu-i mașina mea. Intră mașina într-o groapă. Nu e nicio problemă. Bine, evit gropile cât pot. Dacă cumva iau câte o groapă, nu e problemă. nu e mașina mea. Trebuie schimbate cauciucurile. nu e nicio problemă, nu mă enervez deloc. Trebuie să plătesc chiria. nu e problemă, bani sunt. Se fac bani. Așa că cea mai tare fază e să ai mașină închiriată. Mai ales dacă ai problemele astea. Și știi că mașina ta valorează foarte mult pentru viața ta. Un lucru material niciodată nu o să fie mai valoros ca și viața unui om. Bine, în unele părți ale lumii, într-adevăr, mai valoroase obiectele, ca așa o decis oamenii și atunci să împușcă și le taie capul și nu știu mai ce prostii. Poate și la noi, pe un milion de dolari, te execu și mai ieftin. Te poate executa ceva, deci... Dar nu-i vorba de asta. În realitate, un, un om nu îl poți înlocui cu un lucru. Și atunci de ce să nu te simți bine și să stai relaxat, să n-ai niciun bai, nicio problemă, să te tăgândești la uși trântite și așa mai departe. Stai relaxat. Așa că am trebuit să spun povestea asta pentru că... Tot în, bine să râd așa și mi-au mai spus unii dintre voi să vă spun câte o poveste, din când în când ce se întâmplă. Eu așa văd lucrurile. Poate nu le văd bine eu. Înțelegeți? Asta e perspectiva mea de a vedea lucrurile. Nu zic că e o perspectivă bună, dar eu așa le văd. Fiecare le vede în felul lui. Aștept comentarii.